zile norocoase în mai 2024, când vom avea noroc. Zilele norocoase sunt cele mai de bun augur zile ale lunii în care are loc un eveniment astrologic bun. Tot în aceste zile pot să apară și alte evenimente importante care au un efect benefic asupra norocului și stării noastre de spirit. Încearcă să te vindeci de negativitate în luna mai, deoarece din punctul de vedere al naturii, această lună va fi plină de energie puternică, în ciuda faptului că vor fi doar două zile norocoase. O gândire pozitivă ne va ajuta în acest sens, precum și să menținem un stil de viață sănătos și să ne înconjurăm de oameni pozitivi. În zilele norocoase este important să rămânem noi înșine și să ne amintim de cele mai importante obiective în viață, îndreptându-ne energia în direcția corectă. 1 mai, Venus în cuadratură cu Pluto. Venus și Pluto în careu formează o alianță foarte puternică care va transforma prima zi a lunii mai, făcând-o mai plăcută și mai productivă. Interesant și memorabil. Pe 1 mai putem începe să renunțăm la obiceiurile proaste și, de asemenea, să cerem iertare de la cei pe care i-am jignit în trecut. În această zi, majoritatea conflictelor vor fi rezolvate, așa că nu vă fie teamă să vă împăcați cu cei dragi. Va fi multă forță pentru comunicare, iar cei care nu vor arăta doar aspectul că lucrează pe ei înșiși, ci vor încerca cu adevărat să-și depășească natura, vor câștiga succes, fericire și putere. 17 mai, Mercur în cuadratură cu Pluto. Al doilea careu cu participarea lui Pluto va avea loc pe 17 mai. Un careu cu Mercur este foarte bun. Acest aspect este extrem de pozitiv pentru componenta creativă a fiecăruia dintre noi. Ne va fi mai ușor să luăm decizii extraordinare sub influența unei astfel de legături. Aceasta va fi ziua în care reprezentanții profesiilor creative vor fi mai norocoși decât oricine altcineva. Aceasta va fi, de asemenea, o zi bună pentru comunicare și noi cunoștințe. Aceste două planete se combină foarte bine în acest sens. Aceasta va fi o zi a întăririi legăturilor sociale la toate nivelurile, familie, muncă, spirituală. Nu întotdeauna avem puterea să mergem înainte. Chiar și în zilele puternice, oamenilor le lipsește uneori puterea și energia. Fie ca luna mai să devină o perioadă pentru rezolvarea tuturor problemelor și o sursă de inspirație pentru noi. Protejați-vă energia și fiți extrem de atenți la sănătatea voastră, mentală și fizică.